Anunțul ministrului mediului pentru fermieri, doamnelor și domnilor, pentru protestatari, de ce nu, se va lansa un nou program Rabla pentru tractoare. Este alături de noi domnul Mircea Fechet, ministrul mediului. Mulțumesc pentru intervenție, domnule ministru. Când se va lansa acest program? Ce ne puteți spune? Pentru că vedem nemulțumirile celor din stradă și le oferiți o posibilitate să-și iau un utilaj nou, nu? Să poată munci mai bine. Cum să facă? Bună ziua! Aș clarifica mai întâi faptul că lansarea acestui program nu are legătură cu protestele ce au loc în acest moment. Ideea de a finanța astfel de utilaje pentru fermierii români e una mai veche. A mai fost discutată cu ministrul agriculturii în trecut și pentru că ne aflăm în perioada în care elaborăm bugetul administrației Fondului pentru Mediu, am convenit împreună cu președintele AFM să alocăm pentru început o sumă de 500 de milioane de lei prin care să finanțăm utilaje mai prietenoase cu mediu pentru fermierii români. Aici fie vom merge pe o schemă de ajutor de stat, fie vom merge pe un ajutor de minimis care poate să însemne suma de maxim 30.000 de euro pentru fiecare beneficiar și așa cum am anunțat și la conferința de presă pe care am făcut-o săptămâna aceasta, vom detalia după ce ne vom consulta și cu asociațiile de fermieri și cu restul entităților interesate, vom detalia specificațiile acestui program. Mai concret, cât finanțăm și pentru cine. Important este că am prins pentru prima oară în istoria AFM-ului buget și pentru o astfel de linie de finanțare, ceea ce cred eu că e un lucru bun și firesc nu doar pentru fermieri, ci pentru mediu. Aveți acești bani, spuneți, pentru a-i ajuta pe fermieri să schimbe utilajele cu unele mai prietenoase cu mediu? Asta înseamnă noi mai bune, cel mult 30.000 de euro. Până aici ar putea să meargă acest ajutor. Asta dacă vom merge pe schema de minimis, unde nu trebuie să notificăm Consiliul Concurenței, nu trebuie să scriem o schemă de ajutor de stat. În măsura în care vom alege această soluție, putem să oferim și mai mulți bani pentru fiecare fermier. Și mai mulți bani. Condiția ca la orice program Rabla să vină cu utilajul vechi. Aceasta este condiția. Noi trebuie să demonstrăm, ori de câte ori cheltuim bani din fondul de mediu, că acei bani sunt cheltuiți pentru reducerea poluării, pentru reducerea emisiilor, pentru reducerea gazelor cu efect de seră. Trebuie să demonstrăm această utilitate, spre deosebire de alte tipuri de fonduri de la bugetul național, dar acesta este un lucru care se poate face ușor pentru că încă există utilaje, atât în domeniul agriculturii, cât și în domeniul silviculturii, foarte vechi, care sunt foarte poluante și care ar putea fi înlocuite cu unele mai noi.